Accidentul s-a produs în curba la stânga dintre stațiunile Neptun și Olimp. Din primele date, se pare că bărbatul aflat la volan a pierdut controlul direcției către dreapta și a intrat într-un copac. Impactul a fost atât de violent încât șoferul a murit la fața locului, în pofida manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical de urgență. Soția acestuia, pasager a locului din dreapta, a fost grav rănită. A fost transportată în comă la spitalul din Mangalia, iar starea ei este în continuare critică. Bărbatul de la volan, care a provocat accidentul, avea 43 de ani, iar soția acestuia 40 de ani. La locul producerii accidentului s-au deplasat autospecialele ISU, un echipaj de la serviciul de ambulanță, dar și polițiștii rutieri, care vor declanșa cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a petrecut nefericitul incident.